Vii de seară în pub. Hai că am rezervat masă. Vin, normal că vin. Mă gândeam înainte să plecăm să dăm o fugă până la... Las-mă puțin. Ce? Auzi-mă acolo. Am venit iar Diana în camera vecină. Lasă-mă că sigur a venit să învețe cu Raluca pentru examen. Și pe lângă asta e și așa puțin mai tocilară. Oh, dai bună rău, mă. Aș vrea eu să-i răsfoiesc prin cărticică. Las-o măcare și prieten. Nu mă interesează. Bine, hai că vin și eu cu tine să fumez pe vorba. Salut, Raluca! Diana, nu știam că ești aici. De ce faceți? Bine, Orlando, învățăm că avem mâine examen. Bine. Raluca, nu te superi așa, e că vine Emilia și prietenul meu să învățăm împreună. Nu, chiar deloc. Fetele, nu știți cât e ceasul? E 5:45. Mersi! Deci, aici la capitolul 7 trebuie să parcurg... Nu aveți cumva o radieră? Nu avem radiere. Credeam sigur că aveți o radieră. Eu zic să începem cu primele 5 pagini, că alea sunt cele mai grele și sigur... Ce faceți? Măi, da ce vrei? Nimic, am venit să văd și eu. Ce? Da, măi, Orlando, tu nu ești la aceeași facultate cu noi? Nu contează! Nu contează! Omul cât trăiește, învață! Bine, hai că încep eu să citesc. Înțelegerea conținutului specific, mecanismelor și finalităților nu au fost realizate dintr-o dată, ci a parcurs o serie de etape. Într-o primă etapă... Da, chiar învățat? Măi, dar te rog să ne lasă să învățăm. Știi ce mă gândeam eu? Că, na, suntem aici noi trei și știi ce putem face noi în trei și e foarte mișto? Cred că e cea mai lungă și mai groasă pe care am văzut-o. Mersi. Nu am mai văzut una așa mare niciodată. Hai apuc-o ușor. Mamă, dar așa mare că nici nu știu cum să o țin. Auzi acolo ce se întâmplă. Și că vine prietenul solo Diana. Salutare. Nu știți, aici sunt fetele. Frate, eu nu aș intra în camera în locul tău. Hai, Diana, zi și bagă un gură încet. Dar ce greu mânca pe în gură. Diana! Scoată-o din guriță! Scoată-o din guriță! Pui, Diana, pui! Vrei? Mamă, frate, dar ce groasă ții! Hai că încerc să o iau și eu în gură! Ia-o încerc să-mi o rup! Nu ți-o rup, mă! Ad aici! Frate, ce căcat fac ăștia?